O parte importantă a angajaților Spitalului de Psihiatrie Cavnic au participat astăzi la un scurt și spontan protest în fața unității medicale. Au decurs la această măsură din mai multe cauze, după cum precizează directorul unității medicale. Lipsa de personal, neplata normei de hrană datorată din august anul trecut și respectiv neplata voucherelor de vacanță aferente anilor 2017, 18 și 19. Spitalul Cavnic este un spital mic, el nu are sume importante, nu derulează bugete importante. Ne descurcăm destul de greu în ceea ce privește funcționarea, dar asta nu înseamnă că nu ne descurcăm. Doar că atâta vreme cât de anul trecut, din octombrie, Casa de Sănătate nu ne plătește concediile medicale pe care noi le-am acordat. Anul trecut, din ianuarie până în mai, Casa Națională de Sănătate nu ne-a plătit creșterea de 25% aferentă salariilor personalului auxiliar. Directorul Spitalului de Psihiatrie Cavnic a mai spus că din luna ianuarie 2020, Casa de Asigurări nu a susținut creșterea salariilor cu 25% a personalului auxiliar sau nemedical. Atâta vreme cât serviciile medicale efectuate în plus de către spital după îndeplinirea contractului cu casa, nu sunt achitate deloc sau în cea mai mare măsură nu sunt achitate, din nou sunt lucruri care grevează funcționarea de ansamblu a spitalului. Nu văd cum aș putea să achit normă de hrană și alte drepturi salariale solicitate de către personalul din suport. Directorul CS Maramureș explică situația de la Cavnic din punctul de vedere al instituției pe care o reprezintă. Structura finanțării pe care noi asigurăm spitalelor publice are două componente. Partea de contract furnizare servicii spitalicești, care are la bază indicatori cantitativ și calitativ, depind de structura, de categoria de specialități din structură și de fiecare dată Casa de Asigurări încearcă să fundamenteze la maxim valoarea de contract a unui spital, ceea ce s-a întâmplat și în cazul Spitalului Cavnic. În paralel, de când cu majorările salariale, mai există o componentă a finanțării, transferuri, pe care spitalul le fundamentează, se depun la noi statele de plată ca document justificativ și nici aici nu au existat sincope în asigurarea sumelor necesare, așa cum spitalul le prezintă. Carmen Prodan a spus că s-a evitat o sincopă din cauza majorărilor salariale care s-a simțit în februarie și poate se va întâmpla asta și în martie, dar susține că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se caută soluții. Ca și valori în raport cu Spitalul Cavnic, care are 78 de paturi contractabile din cele 80 din structură, valoarea de contract este undeva la 320.000 de lei pe lună, iar influențele salariale sunt la același nivel. Deci finanțarea prin Casa de Asigurări cumulează undeva 650.000 de lei pe lună. Din păcate, în luna ianuarie a fost o surpriză pentru noi faptul că la componenta îngrijiri paliative, care este o specialitate cu adresabilitate foarte mare, nu s-a realizat valoarea de contract. Ce înseamnă asta? Pentru Spitalul Cavnic, influența este semnificativă, 11.000 de lei. Spitalul din Cavnic are 80 de angajați. Directorul său a mai declarat că nu a luat legătura încă cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru a se ajunge la un numitor comun, dar informațiile noastre sunt că se vor purta discuții între cele două instituții în perioada imediat următoare.